Ziua Națională a României. Scurt istoric. Ziua Națională a României a fost între 1861-1866 ziua de 24 ianuarie. Între 1869-1947 ziua de 10 mai, apoi, între 1948-1989, ziua de 23 august. Din 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptată drept zi națională și sărbătoare publică în România. Această prevedere a fost reluată de Constituția României din 1991. 24 ianuarie, ziua Unirii din 1859. Prima atestare documentară a unei sărbători naționale este în anul 1860, când Mihail Cogălnicianu submite aprobării domnului prima inițiativă în acest sens. Subsemnatul are dar onoarea a propune înălțimii voastre să binevoiți a încuviința ca în viitor numai 24 ianuarie să se serbeze în Principatele Unite ca sărbătoare națională, ca ziua care făcându-vă domnitorul României, v-au încredințat prin însuși această nobilă misie de a realiza marea dorință și trebuință a națiunii noastre. Vodăcuza a aprobat propunerea la data de 27 decembrie 1860. Începând deci cu 1861, ziua de 24 ianuarie a început a fi sărbătorită cu mult fast. După abdicarea lui Cuza, ziua de 24 ianuarie a decăzut în importanță, fiind totuși în continuare sărbătorită, mai ales în Moldova, dar pierzând întâietatea în fața zilei de 10 mai. 10 mai, ziua independenței României și a monarhiei. Desemnat să fie noul domnitor al principatelor române, principele german Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, devenit, mai târziu, regele Carol I al României, a sosit pentru prima dată în București în ziua de 10 mai 1866. În aceeași zi, principele a depus jurământul ca domnitor în fața adunării reprezentative a Principatelor Române Unite. La data de 10 mai 1877, a doua zi după citirea și adoptarea declarației de independență de către ambele adunări, domnitorul Carol I a sancționat și promulgat declarația, ea căpătând, conform Constituției, putere de lege prin semnătura regală. De aceea, ziua de 10 mai 1877 rămâne în istorie ca ziua independenței României. Prima atestare documentară a zilei de 10 mai drept sărbătoare națională este în anul 1869. 23 august, ziua națională sub regimul comunist. După abdicarea forțată a regelui Mihai I, la data de 30 decembrie 1947, ziua de 10 mai, ca amintind de monarhie, nu mai putea juca rolul unei sărbători naționale în noua Republică Comunistă, proclamată chiar în aceeași seară. Astfel, o nouă zi de sărbătoare națională a fost instaurată prin hotărârea numărul 908 din 18 august 1949, privind declararea zilei de 23 august ca sărbătoare națională. Prin această hotărâre de guvern, actul de la 23 august 1944 a fost confiscat de propaganda comunistă ca ziua marii insurecții armate antifasciste și antiimperialiste. Ziua de 23 august a fost sărbătorită ca zi națională pe toată durata regimului comunist,
până în 1989. 1 decembrie, ziua Unirii din 1918. În 1990, Parlamentul României a proclamat ziua de 1 decembrie drept sărbătoare națională. Alegerea zilei de 1 decembrie, deși neexplicit, a făcut trimitere la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România în 1918, respectiv la proclamația de la Alba Iulia, care a avut loc la 1 decembrie 1918.